ședința extraordinară de astăzi sunt prezenți 16 consilieri, din totalul de 21 în funcție. Motivat de faptul că domnul consilier Sucară Vinduță lipsește motivat, o să pun spre aprobare proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, persoana doamnei viceprimară, o să mai iau. Cine este pe locuitor? Împotriva, abținem unanimitate. De asemenea, vă spun spre aprobare textul procesului verbal al ședinței ordinare din data de 26 mai 2020. Cine este pentru? Împotriva, abținem unanimitate. Vă aduc la cunoștință numărul necesar de voturi pentru, în vederea adoptării proiectelor de hotărâri în sensul pe urmă de zi, cu majoritate calificată 15 voturi, proiectul numărul 1, iar cu majoritate absolută 11 voturi, toate celelalte proiecte de hotărâri. Bună ziua, slujilor, dragi colegi. Recunosc că mă rador să ne întâlnim face to face. Prin dispoziția voastră 44 din 5-6-2020, domnul primar al municipiului Roman Lucian Vidumicu va aduna acasă în ședința extraordinară, care are pe ordinea de zi 5 puncte, 5 proiecte de hotărâre și 2 proiecte dacă aveți discuții la ordinea de zi. Dacă nu, rămâne atunci ordinea de zi în acest fel și să pun la vot, da? Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, deci în unanimitate. Mulțumesc. Trecem la primul proiect de ordinea de zi, privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare. Avizul Comisiei Urbanist și Amenajarea Teritoriului. Avizul Comisiei Juridice. Mulțumesc. Dacă sunt discuții la acest proiect. Dacă nu vă spun spre aprobare proiectul numărul 1, cine este pentru? Abține împotrivă? Deci proiectul va unanimitate. Proiectul numărul 2, privind luarea unor măsuri temporare pentru atenuarea efectelor economice în contextul instituirii stării de urgență și de alertă pe teritoriul României pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. Avizul Comisiei Urbanism și Administrarea Teritoriului. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă aveți discuții pe marginea acestui proiect. Nu sunt, deci vă spun spre aprobare proiectul numărul 2. Cine este pentru? Abține, împotrivă, proiectul votat în unanimitate. Mulțumesc. Proiectul numărul 3 de ordine de zi privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, al bugetului instituțiilor și al activităților finanțate integral sau parțial, din venituri proprii și subvenții și a listei de investiții pe anul 2020. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Favorabil. Mulțumesc. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă aveți discuții cu marginea proiectului 3. Nu participă. Andrei, nu participă. Alte discuții pe marginea acestui proiect. O să spun atunci la aprobare proiectul numărul 3. Cine este pentru? Abține. Dacă sunt împotrivă, proiectul va da cu unanimitate. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 4 privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 39 din 27 februarie 2020 privind transmiterea în folosință gratuită a unui teren în vederea extinderii cimitirului 1 an din cartierul Nicolae Bărcescu. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Avizul Comisiei Juridice. Dacă doriți să discutați pe acest proiect, vă spun atunci de aprobare proiectul numărul 4. Cine este pentru? Abține, împotrivă. Proiectul votat în unanimitate. Mulțumesc. Proiectul 5, pe ordinea de zi, privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 150 din 28 iunie 2019. Avizul Comisiei Buget Finanțe. George. Favorabil. Mulțumesc. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea. Mulțumesc, Dragoș, domnul. Dragoș, așa, frumos. Deci, intrăm la fel cu 5 cu Dragoș, da? Modificarea asta e urma din proiectul care l-am avut. Da, au fost câteva discuții pe care am avut cu ei. Dar cu ei am venit împreună, cum modificăm și de toată
care se numește Plotomor. E vorba de cimitirul, exterior cimitirul din cartierul Nicolae. Nu, la punctul 5. Direcția copilului. Centrul de zi de recuperare. E proiectul în colaborare cu Consiliul Județean, proiectul de finanțare europeană și suntem în faza de precontractare. Și adresarea cu trecut, nu știu cum a rămas totul, din practic. Și e și genul ăia cel împărțit în mai multe lucruri. Și locuințe. Da. Parteneriatul Consiliului Județean. Vă cer atunci votul la proiectul 5, pe ordinea de zi. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Proiect votat cu unanimitate. Mulțumesc. Proiectul suplimentar 2, pe ordinea de zi, privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare. Avizul Comisiei de Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret. Avizul Comisiei Juridice. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, vă supun spre aprobare cu amendamentul făcut de la Comisia de Cultură. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul votat în unanimitate. Mulțumesc, dragi colegi. Da, vă mulțumesc și eu pentru participarea la această ședință extraordinară. Dacă nu vor mai apărea alte urgențe, ne vom revedea la sfârșitul lunii. Nu am luat încă o decizie vis-a-vis de data pentru ședința ordinară din această lună, însă vă vom comunica în timp util atât telefonic cât și pe grupul de WhatsApp pe care l-am format. Vă mulțumim, vă dorim bună ziua de la început. Cel mai probabil pe 26 iunie, mai așteptăm ultimele reglementări ale Ministerului Sănătății și a celorlalte ministerii implicate, astfel încât să deschidem în condiții de siguranță.